Oameni buni, iată, am revenit în direct. Eu și Randy suntem în bancă. Sperăm că și dumneavoastră cei de acasă sunteți prezenți. Domnul doctor a ajuns? A ajuns, domnul doctor. Domnul doctor așteaptă să intre în aplauzele publicului lui la ora de suplimente alimentare. Randy a rămas pentru că vrea să-l contrazică puțin pe doctor. Domnul Randy, haideți să vedem. Oameni buni, doctorul Marius Sava vorbește despre suplimente, pentru că statisticile spun că 7 din 10 români consumă în mod obișnuit suplimente alimentare, vitamine, minerale, toți luăm cu pumni, e bine, nu e bine. Aflăm ce spune doctor Marius Sava. Doctore, să știi... Să trăiți, omule. Bine v-am găsit. Doctore, bine ai venit. Dar ce faceți? Stați așa unul lângă celălalt. Da, doctore, am venit în clasă aici, da. Pentru că nouă ne place de matale foarte mult. Așa. Ești doctorul nostru preferat. Da. Așa e nici la care a fost înainte. Și la următorul la fel, lăsați. Da, chiar ești doctorul nostru preferat, că ești un băiat minunat, extraordinar. Și vroiam să vorbim despre suplimentele astea alimentare, pentru că toată lumea ia cu pumnii suplimente alimentare. Dar am plecat de la o mică discuție între voi doi, care Randy spunea, domne, laptele de vacă nu este benefic corpului. Da. Randy e un tip care este foarte atent la dietă și vegetarian, Radi, nu? Am început să mănânc carne o dată pe săptămână. O dată pe săptămână? De poftă, în primul rând. Și doi, pentru că, bă, e bună și proteina din carne, exact. Nu pot să zic că nu. Nu o să zic că nu pot să trăi fără, că e clar că dacă am stat 5 ani fără ea, pot să trăi și fără ea. Da, e bun. Ai simțit un deficit de vitamină B12, nu? Nu. Nici n-ai avut pe analiză? Nu. Uh-huh. Adică cei care sunt vegetariani? Da. Cei care sunt vegetariani spui că s-ar putea să aibă un deficit de B12? Vegetarieni, veganii no. Fac deficit de vitamina B12. Se poate lua din, mă rog, din drojdie, de exemplu, care este o sursă naturală de vitamina, chiar dacă conține foarte puțin. Adică poți cumva să suplimentezi. Dar pacienții care sunt pe termen foarte lung, ei știu că odată la 6 luni trebuie să-și facă o fiolă de vitamina B12 ca să evite neplăcerile care pot interveni. Randy e cunoscut pentru un stil de viață sănătos, pentru să știi că și eu am fost faptul un că un preocuparea pentru nutriție, nu? Și spuneai acum că laptele, spuneai că nu e ce trebuie pentru corp. Și mă contraziceam cu cineva la un moment dat și am zis, bă, ai văzut vreodată vreun câine să se ducă la țâța vacii și să bea lapte? Ai văzut vreodată vreun vițel care a crescut și a ajuns la maturitate să bea lapte? Noi bem că umple burtica. N-are niciun alt efect. Laptele l-ai făcut ca vițelul să crească până la un anumit punct și după aia să se ducă în viață. Așa și noi sugem de la mamele noastre până când e nevoie. După aia ne luăm din alte părți ce avem nevoie. Sunt absolut de acord dacă vrea să îmbătrâneze acest stil de viață. Și sunt și de acord cu nutriționiștii care spun că laptele nu este bun. Dar sunt mulți oameni care spun că laptele e inflamator și că de fapt îți face rău. Pe de altă parte, un studiu științific, medical, nu există. Dimpotrivă, există o meta-analiză făcută în Danemarca în 2016 care contrazice toate lucrurile acestea. Adică ceea ce spune meta-analiza înseamnă foarte multe studii adunate, spune așa. Te protejează de cancer, de orice tip de cancer. Așa spune meta-analiza. Dar este inflamator sau nu? Că dacă e inflamator, e clar opus. Dacă este băut zilnic, probabil. Dacă este băut o dată pe săptămână, sigur nu. N-are cum să inflameze dacă bei din când în când lapte. N-are cum. Știi cum? Adică un obicei pe care ți-l faci poate să te influențeze. Dar, de exemplu, eu dacă mă duc și mănânc o napolitană o dată pe lună, nu o să pățesc niciodată. Ești de acord? Asta, napolitana aia nu este anticancer. Adică un produs care e atât de sănătos și poate să te protejeze de cancer, nu poți să zici, băi, ok dacă îl bei o dată pe săptămână. Că așa poți să bei și whisky o dată pe săptămână. Știi, așa este, corect. Dar secretul tot în spatele moderației rămâne. Nu se întâmple nimic dacă un om de la țară bea lapte de la vacă. Crede-mă, că nu o să pățească nimic. Da, dar îl bea nepasteurizat. Aici o problemă. Ajungem undeva, corect. Lucrurile procesate, sunt absolut de acord. Dar laptele de la vacă, pur și simplu, dacă din când în când consum, eu nu cred că este nicio problemă. Da, uite, vezi că aici s-ar putea să fie mulți oameni care îmi dau mesaje și spun în felul următor. Dom'le, am trăit copilărie cu lapte de vacă din curte, dar ăla nu e același lucru cu laptele pe care îl cumpărăm. Pentru că nu e pasteurizat. Dar nici vaca nu mai mănâncă același lucru. Exact. Adică avem foarte multe lucruri pe care putem să le punem la îndoială și mai e o problemă cu laptele, care este o problemă reală. Laptele conține hormoni. Te dereglează. Exact. Rău. Aici este o problemă. Consum zi de zi hormoni. Zi de zi hormoni, s-ar putea să ai niște probleme. Pe de altă parte, încă o dată, moderația nu cred că o să facă rău în nicio privință. De acord cu ce doctor? Tu iei suplimente alimentare, fii sincer. Multe. Nu cred. Ești victima perfectă, nu cum, agentul nostru. Nu cum iau oamenii, nu. Eu am
2 ani de urmărit vloguri despre chestiile astea. Și presupun că sunt naturale suplimentele alimentare. Naturale și cele mai bune branduri. De o totală diferență între ceea ce găsim. Nu ții de la benzinărie complex de vitamine. Dar fii atent, ai ceva, îți dau un test. Vreau să te întreb ceva. Ție suplimentele tale ți le-a recomandat un medic sau după ce ai citit tu sau ai văzut tot felul de podcast-uri? Am avea și lipsuri, m-am uitat și la chestiile alea, n-au cum să-ți facă rău. NMN-ul, glutationul, sunt niște antioxidanți. Bine, sunt niște chestii complexe ce spune. Da. Din păcate la noi există o industrie de 1,3 miliarde de euro, dar nu este bazată pe așa ceva. Bazată pe benzinărie și pe... Deci, te duci să-ți bagi benzină și îți bagi și un complex de vitamine, da. O bere. Și nu știu dacă vezi la ieșire când treci la casă până în supermarketuri, în dreapta găsești niște suplimente, da, în stânga găsești niște suplimente. Alea de fapt nici măcar nu sunt absorbite cum trebuie de organism, așa cum le bagi așa, mai sunt și scumpe. Da. Deci oameni buni, atenție mare, căscați ochii, urechile, pentru că vă spunem ceva foarte interesant cu doctorul Sava. Te rog frumos să intervii, că exact, ești oricum. Colegul meu de bancă mai deștept care știe pe suplimente foarte bine. Mă, eu vreau să vă dau un test. Ne dă testa, am pus, stai să avem, stai așa, luate de pe internet, da? Primul, fenul grec, nu știu ce-o fi, fructe de palmier pitic, rădăcină mexicană, alge pacific, frunze de damiana, don quai și ovăz. Dacă zi de zi luăm câte o pastilă din combinația asta, ce credeți că se promite că o să se întâmple? E pentru doamne, hint, secret. Le scoate din menopauză. Nu! Le cresc țâțele. Sânii, domne. Auzi, tumita. Deci dacă mănânci ovăz, mai bagi niște alge, asta e promisiune, 150 de lei, 150 de lei pe lună. Și asta e promisiune. Stai un pic, de exemplu, pe suplimente că-ți cresc sânii. Da, 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 și mai fermi și se ridică tot. Se ridică sânii. La... A. Adică asta e promisiune. Ceva pentru noi... Păi da, ajungem la partea numărul 2. Adică aici trebuie să mai pui ce mai lua Andreea Bălan într-un gel. Da, nu știu. Știi când a zis? Nu știu. Că are sânii așa frumoși că mănâncă pătrun gel. Nu, ori așa te lasă Dumnezeu, pentru că sânii nu pot fi influențat. Ori doctorul. Și la bărbați? La bărbați. Calciu, ginseng, oama, palmier pitic, deci avem ceva în comun, palmier pitic, celuloză și magneziu. Ce crezi că o să crească? E clar. N-are cum. N-are cum. Mâinile. Stima de sine. Cu 4 centimetri. Să-ți crește stima de sine, da, promite un centimetru pe lună. Bă, dar stai un pic, eu am o problemă. Da. Ca la școală. Vreau să trece. Stai un centimetru până pentru un an, trebuie să schimb toată garderoba. Mai capi nimic. Da, am o întrebare. Am o rugăminte, dacă se poate, și la cei de acasă. Bă, oameni buni, apelăm la, cum să zicem, intuiția noastră. Cum naiba mănânci palmier pitic? Și crește uriaș. Că totuși palmierul e pitic. Deci asta ți se promite? Asta se promite, o să unde, crează. Unde, mă? Pe, scrie pe cutii? Serios, dacă vrei, îți trimit poză cu suplimentele alimentare. Am un prospect foarte... Da, de fapt, asta interesează oamenii, știi? Nu să fie sănătoși. Da, da, da. Probleme cu sânii, cu... O să ajungem și acolo. Organele... De exemplu, la organul ăsta, din păcate, pentru noi bărbații, nu e un mușchi. Nu poți să-l antrenezi. Organul ăla cu ce te-a înzestrat, aia o să rămâi toată viața, se poate opera într-adevăr, dar nu e un mușchi. E format din niște caverne, din niște pungi, așa, de sânge. Da. Și așa cum este, așa rămâne. Deci oricine v-ar spune că o să luați niște medicamente care să fiți, nu se întâmplă. Deci astea sunt marele... Băi, deci astea ați promis suplimentele alimentare? Da, 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 da. Dar sunt multe. Păi de mult nu pot interzice Ministerul Sănătății. Acum, serios, că își dai seama că e o prostie. De sub control. Sunt 108 pagini de plante și substanțe care pot fi combinate în ce combinație vrei tu și să promiți ce vrei tu. Nici măcar nu țin de Ministerul Sănătății, ci ceva de... Bă, dar ține de cineva, adică nu poți să lași așa. Acum că și m-am putea să facem un prezent. Poți să dai un pic înapoi, un coleg din regie nu și-a notat. Te rog, nu și-a notat. Da. Deci palmierul pitic este secretul. Okay. Asta dacă nu. Bă, ți-a merge mai departe. Wow. Bun, și ajungem la suplimente, la problema reală a suplimentelor. Suplimentele alimentare trebuie să regleze un deficit din corp. Dacă să fie deficit, trebuie să cumva să ne dăm seama că există deficit. Și pentru asta facem o analiză sau ne dăm noi seama. De exemplu, deficitul de calciu se poate diagnostica singur acasă. Te uiți în oglindă, lovești încet în obraz, dacă stremură celălalt obraz, ai deficit, e un semn, se numește semnul Wojciech. Dă-ți un pic, nu mai ai de, dă-ți un pic să vedem. Nu tremură? Nu tremură. Da, te-ai încordat la celălalt obraz. Nu ai cum să încordezi în obraz, ia tu. Nu pot că râd. Nu trebuie să stai moale, da. Măi, am și pielea subțire. Nici la asta nu tremură. Ciucă, ia! Ciucă, te rog. Bate așa în obraz. Închide gura. Mai tare.
Deci oamenii de acasă pot să se uite în oglindă și testează deficitul de... Deficit de calciu. Se numește semnul Voștec. Îți percuți încet o parte, un obraz, și dacă tremură celălalt obraz, este un semn de deficit de calciu. Contează ce obraz, nu? Da. Aici vine semnul ăla, știi? Oamenii, de fapt, își vedem să vadă dacă au lipsă de calciu. Bun. Și vorbim mai departe. Am luat definiția suplimentului alimentar de pe site-ul FDA. Acest supliment alimentar este, dacă este destinat să trateze, să diagnosticheze, să vindece sau să prevină, este medicament. Nu mai este supliment alimentar. Este un medicament. Medicamentul trebuie luat cu o anumită responsabilitate. Da, mă, vezi, când nu este suplimentele astea că te tratează, de fapt nu mai sunt suplimente. Și trebuie să iei medicament. Trebuie să aibă micro, macro, nutrienți, vitamine, minerale, aminoacizi, trebuie să aibă ceva. Dacă mergem mai departe, dar zi. Zi, Randy, zi, tu intervine. Dacă mergem mai departe, o să observăm multe lucruri interesante. Cu magneziu mă interesează. Cum ar fi și la magneziu, sorbatul de potasiu? Uite, avem primul exemplu pentru durere de gât. Fructoză, miere, mă rog, destul de dezastroase, dar asta este. Adică fructoza, cel puțin, mierea, ok. Muguri de pin, flori de tei, cimbrișor și ce mai avea. Dar dacă tu te duci într-un supermarket și pe un produs ai vedea sorbat de potasiu, acid citric, glicerol și propilen glicol, ai zice, bă, câte euri. Nu sunt toate dăunătoare, oricum. Nu sunt toate, dar sunt. Și acest supliment alimentar conține toate aceste euri. Iar aceste euri, cum e sorbatul de potasiu... Ce e sorbatul de potasiu? Este un conservant. Prea în serios, Cătălin. Este un conservant. Și propilen glicolul, de exemplu, se găsește în dispozitivul de vapat. Propilen glicol. Uite ce poate să conțină un supliment alimentar. Dar nu cred că le citește nimeni. Cred că pur și simplu le luăm, vedem acolo, domne, niște euri. Asta este. Dar dacă le-am vedea pe o napolitană, apropo de ce vorbeam la început, am zis, băi, câte euri are. Chiar, mă, deci Da, mă, pentru că vitaminele din start aștept să fie sănătoase. Scrie vitamine, n-are cum să fie nimic în neregulă cu ele. Asta e problema. Și de fapt e mult în neregulă cu ele. Poate sunt de acord, chiar aș fi de acord dacă ar fi naturale. Dar sunt sintetizate toate. Da. Al doilea supliment alimentar. Amestec plante, pădlagină, mă rog, nalbă mare. Atenție. Deci care este deficitul pe care îl reglăm? Deficitul de nalbă mare. Ce e asta? Nu știu, o plantă. Cu nalbă mare se face ceai din câte știu. Uite, vezi, dar nu mai bine fac eu un ceai dacă vreau să iau nalbă mare, nu mai bine mă duc și mă iau niște lămâie și nu mai bine iau niște eucalipt, niște miere. Deci este un supliment, nu-i dăm numele că n-avem voie. Nu-i dăm numele, dar este un supliment care există. Cu mașina când plecăm de aici. Există, dar uite-te, rog, câtă glucoză are. Și tocmai ce vorbim de fasting, tocmai ce vorbim de cât de rău face carbohidratul și zahărul, că este rău, nu trebuie, și noi avem într-o singură pastilă jumătate este zahăr. Ăsta este un supliment. Vezi, mă, care are cum să-ți facă rău supplimentul? Bă, dar eu nu iau prostii de asta. Ai văzut? De asta că auzi mereu vitamine și crezi că sunt bune. Suplimentul numărul 3. Lumânărică, mă rog, care o fi deficitul și aici, probabil de ciuboțica cucului, o fi deficitul. Ce deficit reglăm? Ăla pe care îl reglam cu centimetri. Da, asta, ciuboțica. Ciuboțica cucului. Marea problemă este, conține acetilcisteină. Al treilea supliment pe care... Acetilcisteina, de fapt, N-acetilcisteina, este un medicament real. Și este băgat într-un supliment alimentar. Și o să te rog să vezi prospectul. Câte probleme poate să dea. Poate să scadă tensiunea, poate să aibă o groază de tulburări. Băi, oameni buni, nu mai luați suplimente de capul vostru, că nu e bine. Concluzia. Nu, serios. Real, da. Dar uite-te, poate să dea criză de azi bronșic. Poți să te înneci cu secreția pe care o elimini. Prea multe, parcă, ca să fie băgat într-un așa zis supliment alimentar care reglează un deficit. Avem deficit de acetilcisteină? De lumânărică. De lumânărică, deficit de lumânărică. După ce iei suplimentele astea, trebuie să fii fericit că ai scăpat cu viață. Nu că ești mai sănătos. Nu, că știi care, o să vezi că la un moment dat nu prea, lucrurile astea nici nu prea se absorb. Adică ideea e în următor, aș vrea cei de acasă să înțeleagă că nu putem să dăm numele suplimentelor, dar toate aceste descrieri se găsesc pe suplimentele reale. Suplimente alimentare sau vitamine pe care le vedeți în benzinării, farmacii și așa mai departe, exact. Și s-ar putea să nu vă facă bine. Da. Și în marketuri. Haide că la farmacie poate găsești... Mă, găsești peste tot, nu știu, un magazin. Cred că și la țară, dacă te duci ceva, găsești ceva, o vitamină. Dar știi că de cele mai multe ori nu conțin aproape nimic din ce spun că au. Nici nu conțin. Substanțele nutritive. Avem un studiu făcut de un român de al nostru în Piatra Neamț. 30% din lucrurile care sunt scrise pe prospect nu sunt băgate nici măcar o urmă de ele. Păi de ce scrise? Cineva ar trebui să le controleze, nu? Dar cine ar trebui?
Asta se întâmplă în orice țară din Europa. Da, în Statele Unite e mai rău. În Statele Unite au fost introduse medicamente care au fost refuzate de Ministerul Sănătății de acolo. Au fost refuzate pentru că sunt periculoase medicamentele acelea și au fost băgate suplimente alimentare. Băi, deci de fapt eu acum dau seama, mă. Pe care nu le mai iei cu rețetă. De fapt, nu? Acum, de două ori mai rău. Acum dau seama. Cu cât e marketingul mai bun, cu cât e ambalajul mai spectaculos, cu atât te atrage mai mult. Culoarea aia specială, știi, te atrage când te duci acolo într-o farmacie și vezi atâta, zici vreau și din aia, vreau și din aia, că da, poate avea supliment. Bun, și vorbim de încă unul, ăsta este foarte periculos din punctul meu de vedere. Extrai de ceai verde. Și de ceai negru și cafea în aceeași pastilă. Astea sunt pentru slăbit, pentru că sunt foarte multe suplimente de slăbit. Eu am văzut în cariera mea o pacientă cu tahicardie, cu o bătăi foarte rapide ale inimii din cauza unui supliment alimentar. Dar pe lângă asta are iod și tot am văzut acum că e o problemă cu iodul, adică iodul se dă sub o formă și dacă a fost acum problema cu războiul acesta, ni s-a dat iod de la farmacie, dar ni s-a dat controlat, nu s-a dat ia iod peste tot. Și oricum noi avem și în sare iod, avem peste tot. Și uite-te pe prospectul de la iod câte lucruri poate să dea. Impotență. Pă, astea, dacă zicea cancer, nu era așa grav. Ai impotență, nu poți accepta așa ceva. Deci, Doamne ferește, marea lui problemă, într-adevăr, tulburările autoimune, care poate să dea niște probleme la glanda tiroidă, poate să dea hipotiroidie sau hipertiroidie. Bă, deci o pastilă de asta de slăbit, supliment de asta de slăbit din extract de ceai verde, extract de ceai negru și cafea, te poate distruge... Poate să-ți facă inima să-ți bată așa de repede, încât să nu poți să o controlezi și să ajungi la spital. Nu cred că se întâmplă, Doamne ferește, niște lucruri foarte periculoase, dar nu este nici o chestie foarte... Bun. Bun. Aici avem, într-adevăr, un supliment, ok, și este ultimul de care vorbim, în care conținutul este doar de vitamină și de minerale și tot. Problema este că noi când le luăm, nu le luăm cu responsabilitate ca fiind acestea niște medicamente. Le luăm pur și simplu ca fiind niște vitamine, niște minerale. Dar în momentul în care luăm prea mult sau pe termen prea lung sau nu luăm din surse naturale și luăm sintetice, adică corpul nu știe să se descurce pentru că nu este natural și este ceva sintetic, atunci putem să facem un supradozaj. Și uite, de exemplu, la magneziu. Supradozajul poate să dea aritmii cardiace și spasmofilii, poate să ți se încordeze mușchii. De la magneziu? De la magneziu. Așa că majoritatea oamenilor cam au o lipsă de magneziu. Da. Au deficit și din cauza apei și din cauza... Păi și nu e bine să iei magneziu? Este bine dacă ai o dovadă a faptului că ai lipsă de magneziu. Că dacă tu ai magneziu normal, nu e bine să iei magneziu. Da. Și tu când te duci, crede-mă, când te duci în magazin, nu știi tu dacă ai deficit de magneziu. Dar corpul nu ar trebui să elimine el natural ce nu are nevoie să asimileze? Ba da, e o întrebare foarte bună, păi aici vreau să ajung. Vitamina C se spune că se elimină, poți să iei oricât că o elimini, nu? Vitamina C în afară de tulburări gastrice, adică dacă iei foarte mult, faci tulburări din astea de tranzit intestinal, nu are nicio reacție adversă. Chiar din potrivă, vitamina C, sunt studii care arată că pacienții neoplastici cu tumori au o supraviețuire mai crescută dacă iau vitamina C în doză foarte mare. Da. Dar în rest, vitamina A, malformații congenitale. Deci când ești gravidă, iei vitamina D A doar dacă ți-o dă medicul și într-o cantitate mică, insuficiență hepatică. Zincul împiedică absorpția de fier. Vitamina B1 poate să faci alergie cutanată și vitamina B6 este foarte toxică pentru nervi. Dacă e multă. Și de ce îmi spunea Randy? Care este vestea bună și vestea rea? Vestea rea este că dăm banii de pomană pe ele. Mai ales dacă sunt sintetice. Da. Vestea bună este că noi avem un corp, un sistem, care face să nu se absoarbă. Sau dacă se absoarbe, se absoarbe foarte puțin. Le luăm cam de pomană. Dar îți distrug ficatul. Sunt eliminate. Se pare că nu. Cum sunt băgate, așa și ies. De ce? În momentul în care ne luăm vitamine din alimentație sau dintr-o sursă sigură de suplimente alimentare, avem un complex. Și ele sunt absorbite, dar sunt absorbite ca un întreg. Avem și minerale, avem și grăsimi, avem și proteine, avem și vitamine. Și când sunt descompuse, în momentul în care sunt descompuse în stomac, se absorb în alt mod. Atunci când luăm un supliment simplu și ne ducem noi și luăm magneziu, este un supliment magneziu și un excipient. El nu prea se absorbe. Cum intră, așa și este. Și avem problemă că ori dăm banii de pomană, ori ne așteptăm la minuni. De exemplu, vitamina D. Vitamina D nu se absoarbe decât dacă este însoțită... Masă cu grăsime. Cu grăsime. Da. Deci dacă tu îți iei vitamina D3, te duci, vreau și eu niște vitamina D3 și ți-aduci tu la aminte la 12 să iei și iei din frumos din cotiera mașinii și iei vitamina D, o iei de pomană. Trebuie să fie ori cu masă cu grăsime. Un avocado, un unt înainte, o chestie. Exact, o lingură cu ulei de măsline, dacă vrei, nu știu, să fie ceva gras. Pentru că altfel nu se absoarbe. Trebuie să se absoarbă. Calciu
este inutil dacă nu are vitamina D. Deci trebuie... Sau da. Adică trebuie neapărat atunci când luăm calciu să luăm. De asemenea, știam că vitamina D dacă iei seara nu prea mai dormi bine. Nu dormi bine, dar numai și magneziu dacă iei seara nu dormi bine. Ia uite, mă, și spunea că dacă iei magneziu seara dormi bine. Nu, de unde? Nu. Deci nu. Bun, și acum vorbim la lucrurile naturale pe care putem să le facem. Da, uite, nu mai bine luăm noi niște miere de albine din când în când. Nu trebuie neapărat să fie zilnic. Dar te rog să vezi diferența între cât magneziu este într-o 100 de grame de miere, cât magneziu, și cât luăm noi într-o suplimentare alimentară. Bine, da, 100 de grame e mult. Bagi o lingură. Păi nu, dar fii atent cât este 2 miligrame și unde este un magneziu? 76 de miligrame. Ah, ok, am înțeles. Deci, cât poți să mănânci dimineața? Poți să mănânci o lingură, adică 0,5 miligrame, să zicem, din miere? Deci mierea... Deci 76 de miligrame într-un supliment alimentar. Știi de ce e așa mult în supliment alimentar? Pentru că este inutil. Și că dă bine. Și că dă bine. Și că dă bine. Ia, păi și deci pe ce să luăm? Miere? Miere. Somon, domnule. Din când în când mănâncă niște... Știu, aici este problema. Nu de crescătorie. Nu de crescătorie, că este primele 5 cele mai cancerigene alimente. Ăla de crescătorie. Solbatic e foarte bun. Deci somonul de... Crescătorie ăla pe care îl vezi tu roz deschis, pe care și-l pune toată lumea în salate, pe care îl mănânci la majoritatea restaurantelor din București, îți face foarte mult rău. Mai mult decât puiul. Și, dar și puiul face rău. Tot ce este crescut în crescătorie, clar. Tot ce este crescut în crescătorie face rău. Pentru că acolo sunt foarte multe medicamente care se dau pentru... Care să supraviețuiesc. Care sunt top 5 alimente toxice? Ai zis somonul? Nu mai știu care, dar somonul e în primele 5. Nu, zahărul, adică e rău. Sigur, zahărul e pe primul. Da, asta nu este... Pentru că somonul trece în bazinele de acolo, îi atacă fecalele lor pline de bacterii și trebuie să le dea, bineînțeles, antibiotice și alte lucruri ca să supraviețuiască. Da. Și tu bagi antibiotice în tine. E rău. Da. Da, somon. Tocmai mâncase un somon la prânz, da? Să gândea unde să-l dea afară acum. Bine, ai mâncat somon? Da, nu, asta de regulă e varianta aia mai bună la mine, știi? Hai că se dispară asta din rețete, Ciucă. Păi ce zi, doctor, mai ceva? Nu, lei de la metru. Somonul, nucile foarte bune, bogate în omega-3. Mamă, și puse în apă. Puneți trebuie activate, în apă. Trebuie activate, într-adevăr. Deci nuci puse în apă 24 de ore, mâncați după aia nucile. Cam 4-5 ore trebuie să le ții, de fapt. Dar le țin 24 de ore pe aici și cât de bune sunt, zici că sunt nucile verzi. De... Știu, mă, le scoți aciditatea. Sunt perfecte, adică avem un echivalent pentru cei care vor să-și suplinească lipsurile, avem echivalent în alimentație, putem și nu ține, și țineți minte, efort fizic. 20 de minute și nu trebuie să fim Rocky Balboa, să urcăm pe scările alea foarte tare. Du-te și urcă scările de la bloc dacă vrei. Urcă, coboară, urcă, coboară. Da, dar la un moment dat să știi că se creează o toleranță la organism. Și cel mai sănătos e să faci hit, să-l provoci să se transforme, să-i dai un greu. Știi cum este un om care are 1,72 m și 110 kg? Dacă urcă 10 scări și începe să facă asta... Așa-l vezi tu pe Cătălin, serios? No, no. Cătălin e în formă, e un băiat. Bă, chiar mă duc de cu genunchiul ăsta, cum am operat, le-am făcut ceva mișcare. Foarte bine. Și foarte important, hidratare și aveți grijă și ce apă luați să aibă nutrienți. Cam asta e, nu? Asta este. Mai vreau să citesc câteva mesaje și am păstrat unul care mi s-a părut foarte tare. Dintre toți medicii care au trecut pe la dumneavoastră, acest doctor Sava este cel mai plăcut, apreciat prin simplitatea și sinceritatea lui. Am și un copil medic pe care nu l-am lăsat să lucreze într-un spital ca să nu învețe să stea cu mâna întinsă fără empatie față de pacienți pe care l-am îndrumat spre stomatologie. Am o părere nu tocmai bună față de medici, pentru că atunci când am fost pe marginea prăpastiei, nu am fost băgat în seamă fără șpagă. Dar văd că nu toți sunt la fel. Acest medic Sava mă face să văd că nu toți suntem la fel, nu sunt la fel. Am 61 de ani și vă rog să-i transmiteți că mă înclin cu respect în fața dumnealui. Vă rog să-i transmiteți mesajul meu în așa fel încât să nu deranjăm tot personalul medical. Doamne, l-am transmis direct așa. Mai să știi că e foarte, foarte emoționat, să știi. Și dacă a reușit să fac asta, măcar un pic să știi că una din intențiile mele secrete este asta, să redau un pic demnitatea medicinei. Nu suntem toți nesuferiți. Nu suntem toți șpăgari, nu suntem toți inabordabili, nu suntem toți, unii dintre noi, și cel puțin eu am încredere mare în generația tânără. Știu să stau de vorbă cu omul, știu să-l ascult, știu să vorbesc cu el, nu sunt nesuferitul ăla pe care îl avem noi în cap atunci când ne gândim la doctori. Doctore, de asta ne place de tine. Căutați-l pe doctor Marius Sava... 52! 52! Mă rog, 52! Nu, am luat multe vitamine. Piticul! A luat un an întreg. Marius Sava, 3-4 cm pe lună. Bă, sunt multe mesaje, doctore, foarte multe mesaje. Poate ar trebui să mai vorbim de suplimente. Să uite, săptămâna viitoare, ce lumea să luăm, domne, vitamina D3 zilnic, e bine? Am spus care e problema cu vitamina D.
Vitamina bă, dacă stai la soare, în primul rând, nu am nu mai mesaje, nevoie de... doamna producător. Practic, telespectatorii noștri, credeți-mă că sunt pe suplimente. Da? Păi ceva. De-aia vă să face aici un sondaj. Nu, câți da, am luat în ultima puțin, lună? Am cel puțin 500 de mesaje și tot mi arată suplimente să-ți arăt dacă sunt bune sau nu. Băi, nene, deci suplimentele nu sunt bune. Oameni, da, ce că ăsta e bun. Sunt bune dacă sunt din surse naturale și sunt bune dacă sunt cu indicația cuiva care se pice. Perfect. Oameni buni, Marius Sava, 42... 52. Pardon, 52, iertați-mă, mai crescut 52. Mă așteaptă pe Instagram. Iar eu vă invit pe YouTube acasă la Măruță să vedeți că avem niște podcasturi senzaționale în care sunt niște lecții de medicină. Randy, ai fost cu mine de la începutul emisiunii. Vrei să rămâi și la următorul moment? Să avem toată emisiunea împreună azi? E, da, dar trebuie să muncesc. Tu muncești. Mai stai 15 minute frec, până termină. Nu, trebuie să muncesc. Ce faci? Eu aici pierd vreme. Fragment am vrut să zic. Nu frecăm pentru telespectatorii noștri. Rămâne Randy până la finalul emisiunii. Oameni buni, ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi.